Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Un bărbat a murit la Fetești în timp ce încerca să facă o bombă artizanală în casă. Anchetatorii au găsit în locuință mai multe materiale explozive. Statul a acționat singur. Iar la Botoșani, un pădurar și un pasnic au ajuns la spital după ce au încasat o bătaie cruntă de la un grup de tineri. Agresorii se plimbau cu ATV-urile pe un drum forestier, iar victimele au încercat să-i oprească. Ca șocan la Fetești, un bărbat a murit în timp ce ar fi încercat să construiască o bombă artizanală în casă. Anchetatorii și specialiștii antitero au descoperit în curtea lui mai multe materiale pirotehnice și explozive. Vecinii nu cred însă că bărbatul ar fi fost capabil de așa ceva și bănuiesc că la mijloc a fost vorba despre o neatenție fatală. Mai multe anchete au fost deschise în acest caz. Atenție, vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Polițiștii spun că vecinii ar fi auzit un zgomot puternic. Când au ieșit afară, ar fi văzut că din casa bărbatului de 44 de ani ar fi ieșit un fum gros. Alarma a fost dată, iar în scurt timp întreaga zonă din jurul locuinței a fost împânzită de polițiști, pompieri, jandarmi și medici. Mama bărbatului l-ar fi găsit inconștient, ars pe o bucată din corp și cu artera femurală ruptă. Interiorul locuinței s-au identificat mai multe obiecte susceptibile a conține materiale pirotehnice și explozive, acestea fiind ridicate în condiții de siguranță și urmează a fi expertizate. Din păcate, medicii n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Surse din anchetă spun că bărbatul ar fi murit în timp ce încerca să confecționeze o bombă artizanală. De asemenea, anchetatorii au descoperit și elemente de muniție care au fost deja ridicate. Vecinii sunt șocați. Așa, pasul bombă, ai pomenit așa ceva. Nu credeam. Alții însă nu cred în această poveste și spun că în noaptea respectivă nu ar fi auzit nimic. De nu s-a auzit nicio explozie, s-a fi aici spune. Copilul, n-a auzit absolut nimic. Dacă n-a sărit în aer casa. Înseamnă că n-a fost bombă, a fost ceva artizanat. Bărbatul locuia cu părinții săi. Vecinii spun că era frizer și nu au avut niciodată probleme cu el. Mergeam la toți. N-am avut foarte bine, cum să zic, nici nu-mi lua niciodată bani. Stăteai de vorbă cu el respectos, unde te întâlneai, bună ziua, să rămână, nu. N-am dat de înțeles nimic. Fiecare are câte un copil. Da, băiatul, frizer, fiecare are câte o biluță în cap, câte o sclipire. Familia bărbatului ar susține că în acea noapte acesta s-ar fi jucat cu o petardă și așa ar fi avut loc nenorocirea. Vecinii spun că ar fi avut o pasiune pentru a construi diverse obiecte. Ba chiar în curte ar fi construit propria reinterpretare a turnului Eiffel. Acolo are turnul Eiffel făcut în miniatură, are putut la ce n-a avut, dar era un băiat priceput. Dacă nu era o persoană comunicativă. Deci nu prea vorbeați cu el. Anchetatorii au acum o muncă grea de dus și trebuie să găsească răspunsuri la două întrebări esențiale. Prima, de unde ar fi avut bărbatul atât de multe materiale explozive în casă, așa cum spun aceștia că au găsit? Și cea de-a doua, care ar fi fost motivul pentru care bărbatul ar fi confecționat o bombă? Trupul bărbatului a fost dus la INML pentru necropsie. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Principalul suspect în cazul uciderii Raisei, copila de doar 2 ani și jumătate, găsită fără viață în apropiere de casă, și-a recunoscut faptele în fața anchetatorilor. Procurorii spun că adolescentul, văr cu victima, a ucis-o pe copilă cu bestialitate. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Zic că i-a dat cu cugetul. Mai mult, copila de 2 ani și 5 luni ar fi fost și sugrumată și tatăl a fost șocat să audă toate detaliile crimei chiar din gura fiului său la audieri. Nu mă gândeam că n-a fost agresiv cu noi și cu copiii, nu prea a fost agresiv cu noi în familie. Se juca cu Raisa în curte, dar eu am găsit când am căutat cu organ de poliție, am luat-o aproape 60-70 de inși și am luat-o pe mărăcini și am găsit-o în groapă. Părinții Raisei cred cu tărie că adolescentul nu a acționat de unul singur sau că gestul lui a venit ca o răzbunare altcuiva. Are complici.
Adică, credeți? Da. Ați vorbit cu tatăl său? Ce v-a spus? Nu, n-am apucat să vorbesc și mai are conflict. Nicio șansă, n-a fost singur. Nu a credeți fost singur. În continuare? Da, el a spus singur că a fost. Cred în continuare că nu a fost singur. Ați vorbit cu tatăl său între timp? Am vorbit, da. M-am întâlnit și astăzi cu el. Ce v-a spus? A zis că el nu este de vină, că n-are nicio greșeală el. Că nu știe nimic și am început să plângă. Fetița mai avea un frate în vârstă de 4 ani, care acum a fost preluat de angajații de la protecția copilului Dolj. Am luat această decizie pentru că minorul nu se afla în prezența unui reprezentant legal, iar persoanele care l-aveau în îngrijire nu aveau delegarea autorității părintești. Mama lui se afla în străinătate, iar paternitatea era nerecunoscută. În prezent, copilul beneficiază de măsura plasamentului în regim de urgență și cazul lui va fi prezentat tribunalului Dolj cu prepunerea de menținere a acestei măsuri. Rezultatul necropsiei a arătat că moartea Raisei a fost una violentă, în urma hemoragiei interne și externe. Fetița a fost găsită fără suflare luni, la câteva sute de metri de casă și la mai bine de 24 de ore după ce a fost dată dispărută. O femeie a primit o nouă șansă la viață. Sora ei a donat o parte din ficat. Medicii de la Iași au făcut astfel o operație în premieră. Discutăm subiectul pe larg, imediat în jurnal. Un accident mortal a avut loc în această dimineață între localitățile Năvodar și Corbu. Evenimentul rutier s-a produs între o cisternă și un autoturism. În cisternă erau aproximativ 15.000 de litri de benzină. La fața locului s-au deplasat imediat mai multe unități ale ISUS, MUR și de la ambulanța județeană. Din nefericire, șoferul autoturismului a murit în urma impactului. La locul accidentului au ajuns și echipajele serviciului rutier. Polițiștii vor acum să afle cauzele producerii acestui grav accident de circulație. Caz incredibil petrecut într-o pădure din apropiere de Botoșani. Un pădurar și un pasnic au ajuns la urgențe după ce au încercat să oprească accesul unor tineri care se plimbau cu ATV-urile pe un drum forestier. Turiștii nu au fost de acord cu interdicția, s-au dat jos de pe ATV-uri și au păstrat cagulele pe față și au început să-i lovească pe cei doi. Mai mult, ei sunt acuzați și de furtul unui telefon. Dă-i telefonul! Ei furat telefonul! Aceste scene s-au petrecut în pădurea Agafton, după ce un pădurar de la Regia Națională a Pădurilor și un paznic au observat cum un grup de 6 tineri aflați pe 3 ATV-uri au forțat o barieră și au pătruns pe un drum forestier. Cei doi au încercat să-i avertizeze că nu au voie să pătrundă în fondul forestier cu vehicule motorizate. Se plimbau în fondul forestier în mod ilegal, accesul pe drumurile forestiere este interzis. Și totodată, conform legii vânătorii, deranjarea vânatului în perioada fătărilor apele este interzis. Cei 6 tineri în căutare de senzațitari nu au acceptat interdicția de a intra cu ATV-urile în pădure și de aici până la scandal a mai fost un singur pas. Potrivit celor doi, tinerii care aveau fețele acoperite cu cagule au început să-i înjure și să-i amenințe. Atunci când pădurarul a scos telefonul să-i filmeze, tinerii îl ar fi luat și au început să-i lovească. Dă-i telefonul! Dă-i telefonul! Dă-i telefonul! În timpul altercației, paznicul AJVPS a fost lovit cu o cheie metalică în zona gâtului. Omul a ajuns la spital cu o plagă în zona arterei jugulare. Tot acolo a ajuns și unul din grupul de tineri. Au fost agresați, cel puțin paznicul asociației a fost lovit cu un obiect înțepător în gât. Și după cum mi s-a spus la spital, dacă lovitura ar fi fost cu 2-3 cm mai jos, îi se putea tăia jugularea. A ajuns în unitate de primiri urgențe cu traumatism craniocerebral, cu pierdere de cunoștințe ca urmare a unei agresiuni. Al doilea pacient în vârstă de 33 de ani a ajuns în unitate de primiri urgențe cu plăgi abrazionate, multiple, policontuzionat ca urmare a unei agresiuni. A fost adus cu ambulanța. Pădurarul și paznicul au mers la serviciul de medicină legală pentru a-și scoate dovezi ale agresiunilor. Oamenii legii au deschis 2 dosare penale după încăierarea celor 2 grupuri. Ambele părți implicate au depus plângere una împotriva celeilalte. Într-un dosar sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de purtare abuzivă, iar în celălalt dosar sunt efectuate cercetări
cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Urmează să se stabilească cu exactitate împrejurările în care s-au produs cele două fapte. Grupul tinerilor aflați pe ATV le-au spus oamenilor legii că bariera din zona forestieră nu era închisă și nu au știut că nu au voie să pătrundă acolo. În plus, i-au acuzat pe pădurar și pe paznic că ei ar fi fost cei care i-au agresat. Mai multe echipe formate din ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție au făcut în această dimineață percheziții la sediul Poliției Locale Sector 1 într-un dosar de luare de mită. În acest dosar sunt vizați 12 polițiști locali. Colegul meu, Cristian Cosmaciuc, are mai multe detalii. Cristian, te ascultăm. Bun găsit! Dosarul a fost deschis ca urmare a unei sesizări depuse în urmă cu câteva luni. În tot acest timp, procurorii au făcut cercetări și au identificat 12 agenți care ar fi comis aceste fapte. Vorbim de polițiști locali angajați în instituție până în 2020. Ei lucrează la biroul Ordine Publică și la cel de circulație rutieră. Astăzi, ofițerii Direcției Generale Anticorupție au descins aici la Poliția Locală Sector 1, i-au ridicat pe cei 12 polițiști locali și i-au dus la audieri. Actuala conducere a Poliției Locale Sector 1 a colaborat în aceste luni cu anchetatorii și le-a pus la dispoziție documente și informații astfel încât aceștia să obțină probele de care aveau nevoie. Agenții acuzați așadar de corupție și luare de mită au fost suspendați din funcții până la finalizarea anchetei care este realizată de ofițeri DGA sub coordonarea unui procuror. Acestea au fost informațiile. La revedere! Atacată din toate părțile, de la gunoaie și hidrocarburi până la microplastice și mai nou mine marine, Marea Neagră se sufocă sub atacurile care vin din toate părțile. Pescuim prea mult, aruncăm gunoaiele în apă, iar marea este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari. Este concluzia activiștilor de mediu ai organizației Greenpeace, care au trecut în revistă la Constanța toate amenințările care planează asupra ecosistemului marin. Ecologiștii spun că proiectele energetice ar trebui stopate, iar activitățile umane cu impact negativ ar trebui reduse. Biodiversitatea marină este în pericol, fie că vorbim de specii de animale acvatice aflate pe cale de dispariție, fie că ne amintim de tonele de deșeuri care ajung de multe ori pe plajă. Este cert că Marea Neagră se confruntă cu amenințări. Organizația Greenpeace a lansat un raport care actualizează principalele pericole și evidențiază nevoia de a cântări cu atenție efectul lor cumulat. Avem tendințe de înrăutățire, adică nivelul presiunilor este în creștere. Pescuitul, poluarea, tot ceea ce aduc apele, activitățile de transport asociate acestora sunt și scurgeri de produse petroliere. Avem o situație care se degradează de la an la an. Raportul ecologiștilor de la Greenpeace arată tocmai paleta mare de factori ce pot destabiliza iremediabil ecosistemul Mării Negre și nevoia de a avea programe care să o monitorizeze și să o protejeze constant, în special în zonele vulnerabile. Zeci de ani Marea Neagră a fost groapa de gunoi a sud-estului Europei, iar Dunărea a cărat aici substanțe poluante industriale, detergenți din agricultură, azotați, fosfați și așa mai departe. Mai nou, pericolul care pândește la nivel molecular e microplasticul. Bucăți atât de mici care sunt ingerate de faună și floră și ajung în farfuria noastră. Și asta nu e tot. Nutrienții chimici în exces, turismul agresiv, speciile invazive sunt o parte din factorii nocivi care dezechilibrează ecosistemele marine. La lunga listă se adaugă mai nou războiul din Ucraina și foarte probabil noul proiect de exploatare a gazelor offshore care își propune să scoată 100 de miliarde de metri cubi de gaze din mare începând cu 2027. Va fi responsabil pentru aproximativ 210 milioane de tone de CO2, așa cum au fost calculate de un think tank din Belgia, ori așa cum spun experții de la Organizația Națiunilor Unite și Comunitatea Oamenilor de Știință, în momentul de față nu mai există loc pentru noi proiecte fosile. Proiectul e controversat chiar și pentru specialiști. Există oameni de știință care cred că exploatarea făcută responsabil poate avea și consecințe pozitive. Acest proiect strict nu are un impact semnificativ de mediu asupra biodiversității marine. Ceea ce poate să aducă este o diminuare a presiunilor legate de pescuit și activități militare. Fiind pești, invariabil vor fi și delfini. Din fericire, nu se va pescui acolo. Organizația de mediu a lansat și o petiție pentru protejarea Mării Negre și pentru oprirea proiectului Neptun Deep.
De multe ori viața este surprinzătoare, iar ajutorul nesperat vine când ai cea mai mare nevoie. O femeie de 42 de ani are acum șansa la o viață normală, după ce medicii de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași au supus-o unei operații în premieră. Transplant de ficat de la un donator viu. Cea de la care s-a prelevat o parte din ficat a fost chiar sora femeii, cu câțiva ani mai mare. Compatibilitatea a fost perfectă, iar operația un succes. Povestea Nicoletei este una cutremurătoare. Mama celor două surori își amintește cu durere de momentul când boala fiicei a debutat la o vârstă fragedă. De la vârsta de 10 ani am ținut-o cu tratament, am umblat prin diferite spitale, diferiți medici. Nu știam că să ajunge aici. Anul trecut a făcut o varicenă și a fost internată la un spital în București. Și acolo i s-a spus că e foarte grav ficatul ei. În scurt timp, starea de sănătate a femeii s-a agravat. A fost internată la spitalul din Slatina, a ajuns în capitală și apoi la Iași. Aici a aflat că este compatibilă cu sora ei, care nu a mai stat pe gânduri și a donat o parte din ficatul ei. Este primul caz de transplant de la donator în viață, spre deosebire de transplantul de la donator în moarte cerebrală, când ești contra cronometru și lucrurile se desfășoară foarte repede. Aici au fost aproape 10 zile de pregătiri preoperatorii. S-au evaluat amândouă pacientele și din punct de vedere al riscului infecțios și din punct de vedere al celorlalte riscuri. Operația a fost un succes, deși existau riscuri. Cele două surori se simt acum bine, dar vor mai rămâne în spital sub observație pentru câteva zile. Bineînțeles că este o procedură mai rară pentru că se ajunge la situația ca un om să doneze o parte din un organ vital. Dar noi nu suntem ca la limit, unde există două organe și atunci dacă se donează un organ, pacientul își poate continua viața fără niciun fel de probleme. Aceasta a fost a cincea operație de transplant de anul acesta. O premieră și pentru medici. În primele patru cazuri, donatorii erau în moarte cerebrală. Prima linie de cale ferată construită pe teritoriul României este gata să se redeschidă după aproape două decenii. Atât le-a luat autorităților să reconstruiască un pod care are mai puțin de 2 km. Localnicii nici nu-și mai amintesc de când nu au mai auzit șuieratul locomotivei, iar bucuria redeschiderii este umplită de restricțiile de viteză. Cei 93 de km dintre București și Giurgiu vor fi străbătuți în mai bine de două ore. 3 ore durează astăzi cea mai scurtă călătorie cu trenul dintre București și Giurgiu. Deși calea ferată directă nu măsoară mai mult de 100 de kilometri, călătorii sunt nevoiți să facă un ocol pe la videle. Vechiul pod de la Grădiștea a fost construit pe timpul regelui Carol I și se afla pe prima linie de cale ferată din Principatele Române. S-a prăbușit în 2005 după o viitură puternică, însă statul român nu a mișcat niciun deget până în 2020 pentru refacerea podului. Execuția propriu-zisă a început la finalul lui 2021, iar acum lucrările sunt pe ultima sută de metri. Odată cu refacerea podului au fost reabilitați și 12 km de cale ferată dintre Vidra și Comana. A costat 120 de milioane de euro și în total s-au construit 4 poduri feroviare, 2 viaducte, dar și 2 clădiri noi, pentru gările de la Grădiștea și Comana. Vă aduceți aminte de când a mai circulat trenul pe aici? Păi, o fi câțiva ani, dar nu știu să vă spun sigur. Eram foarte mică, nu mai țin minte exact, dar da, am prins. Am făcut navetă cu trenul ăsta aproape toată tinerețea. De la 1 iunie, trenurile vor reveni pe traseul inițial, dar din cauza restricțiilor de viteză, o călătorie între București Nord și Giurgiu va dura 130 de minute. Acum aproape un secol, în 1939, trenul parcurgea această distanță într-o oră și 6 minute. Momentan se mai lucrează la Daia. Când a fost calea ferată, acolo au avut probleme. Dar ce am înțeles, ministrul transporturilor care au fost și care au fost acolo, au zis că trebuie să facă viaduct cum e aici. Oficialii statului promit viteze mai mari abia după modernizarea lotului 2. Momentan, abia a fost lansată procedura de licitație. În urma lucrărilor care sunt preconizate acolo, vitezele vor crește față de cele care au fost proiectate inițial. Vor fi ridicate vitezele la 100-120 la oră. Însă până atunci, viteza medie între Gara de Nord și Giurgiu va fi de 43 de km pe oră și vor fi 12 restricții de viteză pe o lungime totală de 10 km.
Peste doar câteva zile, aici pe peronul haltei Grădiștea, vor opri, după o pauză de 19 ani, trenurile care circulă între București și Giurgiu. Vor exista numai puțin de 7 astfel de trenuri în fiecare zi. Veți utiliza tot microbuzul sau veți lua trenul începând de sâmbătă? Cred că tot microbuzul, pentru că e la ore mai avantajoase pentru noi. Nu cred, cei tineri nu mai merg cu trenul, se duc cu mașini. Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară este convins că tarifele îi vor convinge pe călători să migreze către tren. Cu Maxi Taxi, o călătorie de la București la Comana costă 12 lei și până la Giurgiu 25. Practic, între București și Giurgiu, biletul va fi de 12 lei, iar într-o stație intermediară gen Comana, biletul va fi de 6 lei. Deși linia ferată a fost modernizată, românii mai au de așteptat până vor circula în trenuri noi. Singurul tren nou achiziționat în ultimii 20 de ani ar putea circula cu călători abia în decembrie, adică la un an distanță de la promisiunile oficialilor. Un val de căldură extremă a lovit India. La New Delhi s-au înregistrat peste 52 de grade Celsius. Spitalele sunt pline, iar copiii leșină în școli. Ce măsuri drastice au luat autoritățile? Vedeți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Prima. Vă aștept! Captură record de droguri în județul Giurgiu. 14 kg de cocaină au fost găsite îngropate în grădina unei case din orașul Mihăilești, nu departe de capitală. Narcoticele de mare risc ar fi urmat să fie vândute cu peste 1 milion de euro. Procurorii de ICOD au găsit și aproape 1 kg de cannabis, cântare și dispozitive de mărunții drogurile. Toate acestea ar fi fost deținute de 3 traficanți. Ar fi avut o cantitate și mai mare de stupefiante, însă o parte au reușit să o vândă în primele luni ale acestui an. Cei 3 traficanți au fost arestați. Românii pot fi observatori independenți la alegerile electorale din 9 iunie. Pe lângă comisia formată din reprezentanții partidelor, în secțiile de vot pot fi prezenți și oameni imparțiali. Ei trebuie să se asigure că se respectă legea în timpul scrutinului și că voturile sunt numărate corect. În ultimele decenii au fost mai multe scandaluri legate de înșelătorii la numărătorile finale. Florin va fi observator independent la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. El va supraveghea votul în secțiile din județul Ilfov. Consider că e foarte important să fie oameni independenți în secțiile de vot, care să se asigure că lucrurile merg bine, pentru că, după cum bine știm, trăim într-o țară care nu e chiar atât de funcțională. Nu e la prima experiență de acest fel. A fost observator și în 2019 și în 2020, când a și surprins mai multe nereguli. A fost foarte mult prin statele din Ardeal să observ alegerile și acolo se mai trecea peste niște semnături, peste niște hai că mai facem noi o listă suplimentară. Dar odată ce eram noi acolo, lucrurile se schimbau, erau foarte atenți. Ei știau regulamentul, dar îl aplicau doar când era cineva acolo să-i observe. Înscrierea celor care vor să fie observatori independenți se poate face până la data de 2 iunie, iar cei din Cluj și București până pe 5 iunie. Ca să fii observator independent, trebuie să ai 18 ani, să ai drept de vot și să nu fii înscris în vreun partid politic. În ziua votului, un observator poate participa la absolut toate etapele procesului electoral. Poate să fie acolo de la prima oră, când se sigilează urna, când se numără voturile goale, când se sigilează de asemenea geamuri și tot ce mai trebuie. După aceea, la finalul zilei, pot asista la operațiunea de numărare a voturilor. Diana votează anul acesta pentru prima dată. Este în același timp și unul dintre cei 700 de oameni, majoritatea tineri, care s-au înscris pentru a supraveghea scrutinul. Mai ales având în vedere că suntem tineri, eu sunt tânără, spre exemplu, și știu țara în care trăim și trecutul pe care îl avem în istoricul, vreau să mă asigur că totul să fie ca la carte. În ziua alegerilor, observatorii țin în permanent legătura cu o echipă de coordonatori și trebuie să sesizeze orice presupusă ilegalitate. Cred că de foarte multe ori auzim acest lucru, că nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Cred că este ocazia perfectă să fim acolo și să ne asigurăm că măcar acolo, în secția de votare în care suntem noi observatori, voturile sunt numărate corect și iese cine a fost votat de cetățeni.
În 2020, în comuna prahoveană Ciorani, câteva zeci de buletine cu ștampila pusă pe o formațiune politică au fost numărate în contul altui partid. Două femei, președinți la secții de votare din această localitate, au fost condamnate definitiv la câte un an și 8 luni de închisoare cu suspendare. În România, nimic nu a scăpat de valul de scumpiri. Inclusiv industria cărții a fost afectată. Asta în contextul în care și așa românii nu alocă mulți bani pentru cultură. Târgurile de carte, unde există promoții și titluri cât cuprinde, ajută editurile, iar cititorii pasionați sunt deciși. Indiferent de preț, mai degrabă renunță la alte cheltuieli decât la cărți. Aveți o estimare câte cărți ați cumpărat? Cam 7-8 până acum. Cred că o să mai achiziționez. Sunt cheltuieli la care preferați să renunțați ca să aveți bani de cărți? Da, da. Cititul lărgește universul. Citesc cam 25-30 de cărți pe an, atât cât am timp. Aș citi mai mult, dar n-am timp. Acest domn a plusat la numărul de cărți cumpărate. Să fiu sincer, numărul lor nu știu și nici banii, probabil vreo 1500 și probabil că undeva la vreo 25 de cărți. Aveam 3000 de cărți în bibliotecă la copilărie și am 17000 azi. Iar această pasiune nu este pe cale de dispariție. Într-o zi, din timpul săptămânii, la prânz, târgul de carte a fost plin de iubitori de lectură. Creșterea prețului hârtiei a dus însă la scumpirea cărții în ultimii ani. Ca să compenseze, editurile încearcă să atragă cititorii cu promoții. Spre exemplu, aici, la târg, în acest moment avem 30% reducere la absolut toate titlurile și sunt o mulțime de noutăți, de titluri care nici nu au ajuns în librării. Sunt cărți la 10 lei, cărți foarte bune la 10 lei, rămase din backlist-ul din anii trecuți. Și iarăși o campanie foarte frumoasă pe care am început-o în această primăvară, cărți cu 50% reducere. O carte este făcută nu numai din cuvinte, este făcută și din hârtie, din salariile, din combustibil, din energie, din dreptul de copyright, din marketing. Și să nu uităm că o editură este în fond un business care trebuie să funcționeze pentru a aduce în continuare cărți pe piața din România pentru cititorii noștri. Copiii și adolescenții sunt printre cei mai mari consumatori de carte. Cred că mi-am luat în jur de 10, dar mai urmează câteva. Mai multe. Mi-a dat mama buget de 300 de lei, văd acum cât cheltuiesc. Se bucură oricum că citesc și n-au neapărat un preț pe chestia asta. E lectura o pasiune? Da, îmi place foarte mult să citesc. Ce da. Mai de doamna și ce mai vrem noi. Suntem încurajați foarte mult de profesori să citim și e un lucru chiar bun pentru noi. Târgul de carte desfășurat la Romexpo ține până duminică seara. Deși statistica nu ne plasează pe noi românii printre fruntașii Europei la citit, ba dimpotrivă, un studiu Eurostat arată că 35% dintre români spun că nu au citit niciodată o carte. Cititorii pasionați sunt cei care salvează situația, spun reprezentanții editurilor. Ei nu doar că țin industria în viață, dar, mai important decât atât, duc pasiunea pentru lectură mai departe. A fost mare bal la Palatul Culturii din Iași în această seară. Câteva sute de persoane au participat la cel mai inedit eveniment găzduit de Curtea Interioară a prestigioasei instituții de cultură. Într-un spațiu arhitectural unic și într-o atmosferă desprinsă parcă dintr-un bazm, invitații au fost preluați de caleașca trasă de cai sau de mașini de epocă. Palatul Culturii din Iași a fost învăluit într-o veritabilă atmosferă de sărbătoare. Caleașca, ce aducea aminte de vremuri de mult apuse sau mașinile superbe de epocă, au întâmpinat invitații. Aceasta este mașina cu care invitații balului de la Palatul Culturii din Iași în această seară au venit la eveniment. Iată că invitații au avut o primire de neuitat. Invitații au sosit rând pe rând, îmbrăcați la patru ace, au pășit în Palatul Culturii, dornici să ajungă mai repede la bal. Este un eveniment care se vrea a fi emblematic, la fel ca și clădirea în care se va ține, în care se va desfășura, care este simbolul absolut al orașului nostru. Frumoasă primire, foarte, foarte elegant, da, foarte frumos. Și încercăm să ne simțim ca în marile capitale. Evenimentul în sine se anunță frumos. Da. Sigur că da, îl urmărim tot timpul. Vă aduce aminte, nu știu, balul acesta și de filmele de epocă și de... Cu siguranță. Răspunsul nu neapărat acum primirea, cât mașina care e de epocă și m-a impresionat în eleganța ei. Organizatorii au pregătit multe surprize și momente muzicale cu invitați de seamă. Printre ei au urcat pe scenă Alexandru Tomescu și soprana Irina Baiaț.
Partea socială a acestui bal ține tocmai de modul în care încercăm să rememorăm anumite fragmente din trecutul nostru, din perioada interbelică, să spunem, prin dorința de a replica un bal vienez. Balul Palatului Culturii din Iași s-a aflat la a treia ediție, iar toate donațiile strânse vor fi folosite pentru organizarea unor alte activități destinate muzeografiei. India, de la peste 50 de grade la New Delhi, valul de căldură fără precedent face victimă după victimă. Spitalele sunt pline. Este cod roșu pentru orașul cu peste 30 de milioane de locuitori. Situația este devastatoare. În unele zone ale capitalei, locuitorii au acces la apă de la robinet doar 20 de minute pe zi. La New Delhi s-a împărțit apă rece pe stradă gratuit, iar oamenii s-au îmbrâncit pentru a-și umple bidoanele. Autoritățile au impus restricții la consumul de apă. Alimentarea la robinet este limitată la doar 15-20 de minute pe zi în fiecare zonă pentru evitarea risipei. La o școală din nord, sute de copii au leșinat. Resursele limitate nu le permit instituțiilor să cumpere sisteme de aer condiționat. Multe școli au fost de altfel închise. Inclusiv drumul până la școală prin căldură poate fi fatal. Or garmit ni zyada hai ki kisi bacche ko chakkar aa rahe, kisi ko kuch ho raha hai, kisi ko kuch ho raha hai, kisi ko dehydration ho rahi hai. तो इस चक्कर में बच्चों का इतना ज्यादा बुरा हाल है इंस्टीट्यूशन में पंखे ढंग से नहीं चलते कभी तो नजफगढ़ में लाइट नहीं आती. Temperaturile din ultimele două zile sunt demne de cartea recordurilor. La New Delhi s-au înregistrat peste 52 de grade Celsius. It's just a continuation of this pattern that we're seeing in the long term of more frequent heat waves that are more intense, that are lasting longer and that are having more harmful impacts on human health. Specialiștii nu exclud ca un val asemănător de căldură extremă să lovească și Europa în această vară. Ucrainenii au atacat masiv în Crimea noaptea trecută. Peninsula anexată ilegal de Rusia a fost bombardată de un întreg arsenal din toate direcțiile. Forțele Kremlinului susțin că au respins atacul. Pe de altă parte, Rusia a acuzat NATO că încurajează Ucraina să continue războiul fără sens. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În Crimea s-au auzit explozii toată noaptea. Un atac asupra orașului Port Kerch a avariat două feriboturi. Rușii susțin că au respins atacul. Au fost distruse 8 rachete balistice deasupra Mării Azov, 13 drone aeriene deasupra Mării Negre, precum și 2 drone maritime. Un feribot cu mașini și unul feroviar au fost avariate de resturile de rachete doborâte. Rusia folosește podul și feriboturile pentru strâmtoarea Kerch pentru a transporta provizii militare pentru armată. Atacul în Crimea are loc chiar după ce mai multe state care susțin Ucraina au dat undă verde țării să atace ținte militare din Rusia. Ukraine continues to fight bravely, but the challenges they face are greater and growing. Ukraine can still prevail, but only with continued robust support from NATO allies. Pe de altă parte, Kremlinul a acuzat țările occidentale că au crescut tensiunile, încurajând Kievul să folosească arme occidentale împotriva țintelor de pe teritoriul rus. Страны члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни и недели выходят на новый виток нагнетания напряженности, всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Cu toate acestea, războiul sângeros pornit de Putin împotriva Ucrainei a intrat în al treilea an, iar amenințarea la adresa țărilor NATO, în special a celor de la granițele Rusiei, crește. Mai multe state s-ar pregăti pentru un război în următorii 5 ani. We have 5 to 8 years. And 5 to 8 years when the reconstitution of the Russian forces is at a level that an attack against NATO territory might be possible. I once again say might be possible.
For me as a military, 5 to 8 years means I have to be ready in 5 years. Mulți analiști spun că dacă Rusia reușește să învingă Ucraina, Vladimir Putin s-ar putea simți încurajat să continue cucerirea de noi teritorii. Unele scenarii implică chiar invadarea țărilor NATO, declanșând un război la scară largă. Sunteți o țară mică, dar cu inimă mare, sunt cuvintele folosite de Antony Blinken în vizita sa în Republica Moldova. Șeful diplomației americane a anunțat că SUA oferă 50 de milioane de dolari Republicii Moldova, bani destinați pentru organizarea alegerilor libere și corecte, dar și consolidarea capacităților țării pentru a rezista tentativelor de destabilizare din partea Kremlinului. Secretarul de stat american Antony Blinken a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru țara care aspiră să se apropie de Uniunea Europeană și să se îndepărteze de Rusia. În scurta sa vizită de la Chișinău, Blinken s-a întâlnit cu președintele Maia Sandu, dar și cu prim-ministrul Dorin Recean. Blinken a promis că va susține o democrație rezilientă în fața tentativelor de destabilizare ale Rusiei. We see you as a very valuable partner in the region. And we have an enduring commitment to work together in all the areas that you've suggested, including building a resilient democracy. Oficialul american a anunțat noi ajutoare financiare de 50 de milioane de dolari destinate sprijinirii reformelor în justiție și educație, dar și un pachet de 85 de milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Moldovei. I'm announcing that we'll be working with our Congress to provide an additional $50 million to further advance these efforts, from reforming the energy and agricultural sectors to pushing back further against disinformation. That in turn will bolster the ability of Moldovans to resist Russian interference, to hold free and fair elections, to continue down the path to the European Union and Western integration. La rândul său, Maia Sandu a declarat că beneficiile directe ale sprijinului american pentru Republica Moldova sunt evidente. Ne sprijiniți în visul nostru să devenim un pământ al păcii, au fost cuvintele președintelui. Vizita dumneavoastră de astăzi reconfirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii și este un puternic semn de sprijin pentru țara noastră și pentru calea păcii, democrației și prosperității pe care am ales-o. Un referendum asupra aderării Republicii Moldova la UE ar urma să fie organizat pe 20 octombrie. Atunci au loc alegerile prezidențiale pentru cei peste 2,6 milioane de locuitori. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem în câteva clipe cu alte știri. Rămâneți pe Prima. Vă aștept! Când spunem mâncărul românești, gândul ne poartă spre mese îmbelșugate, cu un miros divin de acasă. Din ospăți n-au cum să lipsească niciodată cârnații sau slănina agățată în cui și afumată zdravă în sub lemn de fac. În Covasna, în Ținutul Secuiesc, l-am găsit pe regele ciolanului. Da, ați auzit bine. E porecla care i-a adus notorietatea lui Mihali Covaci, măcelar de peste 40 de ani. Preparatele sale sunt atât de cunoscute, încât a ajuns să hrănească mii de guri, iar rețetele sunt știute doar de el. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, sărămâna! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Bună dimineața! Noi am început aici treaba. Ce bine miroase aici! Am făcut curieș pe dumneavoastră, nu? Sigur că da, haideți să vedem! Mihali Covaci este măcelar de 40 de ani. În măcelăria lui e bine să nu intri nemâncat. În camera aceasta mi se pare că este ceva specific, miroase românește. Aici este un miros de rumeguș de fac și natural este ce e făcut aici. Această afacere am început în anul 1976 în Brașov și după aia am venit în Sfântul Gheorghe și aici am dezvoltat. Omul a învățat pe parcurs rețeta succesului și spune că e nevoie de câteva ingrediente. Să anticipezi gustul clientului, să nu copiezi succesul altuia și să ieși cu ceva nou pe piață în fiecare an. De exemplu, salamul cu nucă, despre care se laudă că nu-l mai produce nimeni în România. Asta este un produs nou. Până acum n-am făcut
un salam de mangalița care este făcută cu miez de nucă. Așteaptă acum rândul să ajungă la fum, dar mai trebuie să stea o zi ce puțin aici la ventilație. Și după aia punem la fum, rece, două nopți. Și afumătoarea este plină ochi. Aici este o șuncă de mangalița care tot așa este făcută cu saramură uscată, cu sărare uscată și după aia punem într-o membrană și punem în plasa asta ca să nu se lipiască plasa în carne, e pus în membrană. Dar de ce îi se spune regele Ciolanului, pseudonimul are o poveste inedită. Anul 2004 am mers cu organizatorii de la Brașov de la Oktoberfest în Germania. Să vizităm în Germania Oktoberfestul cum este, să vedem ca să învățăm ceva de la ei. Și când am mers încolo, noi am adus niște ciolan acolo și am prăjit la grill și când a gustat nemții, odată zice unul dintre ei, zice, ăsta e un ciolan ce a mâncat regele în timpuri. Și a rămas în ureche și cu aia toată lumea zice, auzi mă, e ciolan de la rege și a rămas regele ciolanului. Pentru că se apropie sărbătorile, mezelurile specifice sunt gata de a fi savurate. Haideți să vă arăt cum arată, exemplu, pieptul ăsta de porc. Uitați-vă! Aici avem un cârnaț special făcut de mine. Numele cârnațului este cârnaț regal. Mihali a transmis pasiunea mai departe celor doi fii ai săi, pe care i-a învățat cum să prepare carnea de mangaliță. Eu sunt de profesie tehnician veterinar. Asta am moștenit de la părinți, producția cărnii și prelucrarea cărnii. Și acum am decis, acum 3 ani de zile, să merg mai departe ceea ce am moștenit de la părinți. Familia crește animale, le sacrifică, prepară carnea și apoi o vinde. Sunt super, sunt naturale. Da. Și astea merită cumpărate și plătite cu un preț bun. Oamenii spun că preferă produsele naturale. Părerea mea este să plătesc un produs românesc mai scump decât unul din supermarket. Cunosc producătorul, știu ce produse comercializează și mai cunosc faptul că are gospodărie proprie. Mi s-a pus întrebarea de ce sunt așa de negre, de ce sunt așa de afumate, că unii preferă pur și simplu mai colorate. Deci e diferență, la noi se afumă la focul de lemne, de fag, iar cele din magazine sunt normal cu aditivi și normal că îi dă o culoare mai roșcată. Vânzarea, la fel ca și producția, continuă, pentru că pofta de carne și mezeluri tradiționale crește, mai ales de sărbători. Și de la sport trecem la vreme, toate informațiile chiar acum. În peninsula iberică și în Grecia vremea va fi frumoasă, în schimb în restul continentului vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere, posibil și căderi de grindină. În Elveția, sudul Germaniei, nordul Italiei și în vestul Austriei se vor aduna cantități însemnate de apă, iar în zonele înalte de munte vor fi și lapoviță și ninsori. La noi în țară, în prima parte a nopții vor mai fi ploi slabe însoțite de tunete și fulgere, dar și de vânt în Maramureș, Transilvania și Oltenia. Pe spații mici se va lăsa ceață. Temperaturile minime se vor situa între 7 și 17 grade. Începând de mâine, vremea se încălzește și vom avea maxime cuprinse între 22 și 31 de grade. După amiaza și seara mai sunt posibile ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere la munte în Maramureș, Moldova, Transilvania și Crișana. În vest, în est și la munte o să bată vântul. În capitală, vremea se anunță caldă și frumoasă atât mâine cât și în weekend, temperaturile vor fi de vară. Maxima mâine va avea în jur de 31 de grade, iar sâmbătă și duminică vor fi 33 de grade. Dacă vreți să plecați la mare în acest sfârșit de săptămână, să știți că vremea va fi frumoasă. Să se încălzește și specialiștii nu anunță ploi. La Năvodar vor fi 24 de grade, la Mamaia și Vama Veche maxima va avea în jur de 23 de grade. La Vama Veche atmosfera va fi însorită mâine pe tot parcursul zilei. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită, aveți grijă de voi. Program disponibil pe primaplay.ro.